Pentru a mai economisi câțiva bănuți, mulți severineni își pun viața în pericol. Multe persoane aleg să-și încarce buteliile la stațiile GPL în loc să-și cumpere unele noi. Se gândesc în principal la partea financiară. Principalul motiv pentru care majoritatea își încarcă buteliile la stațiile GPL este faptul că pot plăti cât vor, pot plăti de la 10 până la 50 de lei, în timp ce pentru o butelie clasică plătesc minim 50 de lei. Cei care apelează la astfel de practici nu își imaginează însă la ce pericole se expun. Riscul de explozie este mai mare în cazul buteliilor încărcate în stațiile GPL. Gazul GPL are o cifră de explozie mai mare decât gazul folosit pentru buteliile tip aragaz. În al doilea rând, în gazul de la GPL Auto nu este introdus mercaptanul, adică acea substanță care sesizează prezența gazului. În gazul de la butelia tip aragaz este introdus acest mercaptan și practic ăsta ne dă mirosul acela specific și noi detectăm dacă într-o încăpere avem o emanație de gaz sau nu avem. Pericolul mai mare este generat și de diferența de temperatură. Afară, temperaturile sunt foarte scăzute, iar diferența dintre gazul din butelie și încăpere este foarte mare, așa că se poate declanșa o emanație bruscă de gaz care poate duce la explozie. Tocmai de aceea, legea interzice astfel de practici, iar agenții economici care le efectuează sunt pasibili de amendă. Nu este legal. Noi urmărim pe timpul controlelor să depistăm astfel de oameni care nu respectă legea. Mai mult, fiecare vânzător și fiecare administrator al societăților care livrează gaz către autovehicule știe că aceasta este o operațiune ilegală. În urmă cu câțiva ani, la Drobeta Turnu Severin, o persoană a ajuns în stare gravă la spital în urma unei explozii cauzate de o butelie încărcată la o stație GPL.